De la jucători, pentru jucători. Bună seara, prieteni, la mulți ani tuturor românilor, pentru că iată avem onoarea să deschidem această zi națională la opție emisiunea noastră ne avantajează în acest aspect și mă gândesc că e adevărat că este o zi extrem de importantă și una de mare mândrie, dar în același timp contează și restul până la 365 de zile, așadar Ziua Națională e o singură zi, importante sunt totuși și celelalte. Să nu uităm lucrul acesta. Uh, treaba noastră e legată de sport, uh, de pariuri, uh, așadar uh, ne vom îndrepta atenția către aceste subiecte. În primul rând, haideți să vedem uh, bilanțul uh, zilei uh, de astăzi. Un bilanț bun spre foarte bun, uh, două, trei partide care ne-au încurcat, în rest uh, ponturi corecte de sus până jos, patru partide, nu trei. Uh, am uh, picat... Uh, examenul, să spunem așa, la Iași cu sepsi, am zis oaspeții să aibă cel puțin patru corner, au avut doar două. În una din cotele bombă, gazdele câștigă și ambele marchează la advente cu Ajax, tineretului Ajax, Young Ajax. A fost 2 la 5, așadar au marcat ambele dar n-au câștigat gazdele. Tot în Olanda, marile probleme în Olanda au fost, cu excepția ea și Sepsi, Chelsea, Rutrecht, X2 și peste 1,5. mă rog, astea sunt ponturile care ne-au picat, da, corect, am avut așa, două dintre cotele mari, 204 Adelaide cu Brisbane peste 1,5, adică cel puțin două goluri în repriza a doua. De asemenea, Cardiff cu Wolves, am zis noi, 2-3 goluri, era cota 2 și pariul a fost câștigător Biletul ne-a picat din cauza lui Dvente cu Ion Gaiax. CFR Cluj, voluntari, gazdele, marchează cel puțin două goluri, așa cum probabil știți a fost 5-0 în această partidă Iași-Sepsi, sub 2,5 goluri, a fost 1-1, deci pronostic corect Sentetien Nant 1x04 goluri, 3-0, Aue cu Regensburg 2-4 goluri în meci, a fost 1-1, și Paderborn Bielefeld 1 x peste 1,5 goluri. Au mai fost punctul corect în Danemarca, Franța, Liga 2, în Danemarca chiar o cotă de 1,80, ambele marchează pentru Iceberg cu Alborg 1-4 și. Așa mai departe, cine ne-a urmărit emisiunea și a fost și un pic inspirat să evite uh, match astea pe care le-am greșit noi, eu știu, poate am mai completat de la el, atunci uh, probabil e uh, un om uh, mulțumit azi. Vă aștept pe pagina de Facebook, o să vorbim uh, acolo, o să aștept mesajele noastre, așa cum se întâmplă de fiecare dată, poate acum, fiind și ziua națională, cine știe, uh, o să fim uh, uh, mai uh, vorbăreți. Pornim la drum, prieteni, cu prima rubrică din emisiunea noastră. E vorba de Campionatul European de Hambal și întâlnirea dintre România și Cehia. Este, evident, meciul zilei Unibet, prima partidă a României la această ediție de Campionat European. Fete evident, și asta. Ce ar fi de spus aici, în primul și în primul rând, că România nu e chiar printre principalele favorite la câștigarea turneului, ba chiar are o cotă de 17 pentru a câștiga turneul, dar nici prost nu stă. Și iată cum sunt, care sunt datele din partida România-Cehia. În primul rând, suntem favoriți în fața Cehiei o cotă de 1,35, egalul are o cotă 11,50 și de asemenea doi solist, adică victorie Cehia. Și vă aduc aminte că la ultimul meci direct Cehia ne-a bătut, are cota 4,30. E bine, vă spuneam, România nu e chiar principala favorită, Norvegia este principala favorită cu o cotă de 2. Franța, care a pierdut cu Rusia astăzi, are cota 6, Rusia cota 6,50, Olanda cota 10, Danemarca și România cota 17. Ne uităm să vedem unde ar fi această formație pe care o întâlnim. Cehia este penultima favorită la câștigare, adică a doua cea mai prost văzută echipă de la acest turneu, o cotă de 126 pentru ca Cehia să câștige campionatul european. Noi am mai selectat, așa cum vedeți pe ecran, câteva variante de pariere din oferta Unibet, România să bată la cel puțin 4 goluri diferență, adică să acopere handicapul ăla de 3,5. O cotă de 1,97. Aici devenim interesați pentru că, iată, cotele sunt ceva mai mari. Peste 52,5 goluri în meci, 1,72. Și Cehia uh, să dea cel puțin 13 goluri în prima repriză. Nu știu dacă va fi așa, dar cota e 2,10, o cotă uh, bună pentru cine are inspirație și crede că lucrurile vor sta în, în felul acesta. E bine, România are într-un fel noroc la acest debut de turneu final pentru că urmează să întâlnească Cehia în primul meci, chiar de ziua națională și vă povestesc imediat câteva detalii legate de acest lucru, așadar vedem programul naționalei uh, României la turneul european. Primul meci, cel cu Cehia, Mâine la ora 19. Apoi, jucăm cu Germania, din nou una dintre echipele prost văzute la Campionatul European. Germania are cota 81, e a patra cea mai prost văzută echipă de la acest turneu. Și cel mai greu meci cu Norvegia este ultimul, așadar, principala favorita turneului e abia programată ultima în calea noastră. Sunt Uh, grupele preliminare, deci nu avem de ce să le facem foarte multe griji Dacă jocul uh, e mulțumitor, uh, indiferent ce rezultate vom obține Așa, șanse mari să ne calificăm acum să nu le pierdem pe toate dar, șanse mari să ne calificăm apoi mergem în grupele principale primele trei din astea patru pe care le-am pomenit noi că ar fi în grupa noastră, grupa D merg mai departe în grupele principale și acolo e o altă mâncare de pește. iată cotele acestei grupe Norvegia să câștige grupa este o cotă de 1 și 11, România a doua favorită la câștigarea grupei. Așa cum vă spuneam, Germania și Cehia nu prea intră în calcule la modul real în uh, lupta pentru uh, ceva consistent la acest turneu final. Germania a cota 15 și Cehia are o cotă de 51. Să câștige grupa D. Bun. Uh, ce mai avem aici? Trebuie să vă spun pontul, și apoi uh, povestim <coughs> pariul nostru ar fi, și o să-l vedeți imediat pe ecran, România minus 1,5 goluri. Foarte ușor de câștigat acest pariu. O cotă bună de pus pe bilet. Evident, dacă vreți mai mult, puteți încerca handicapul acela de care vorbeam anterior. România minus 3,5, dar România minus 1,5 la o cotă de 1,44 în oferta Unibet. Zic eu că este un, un pariu bun de pus pe un bilet. Practic, dacă unul dintre bilete pe care, dintre biletele pe care le faceți mâine, poate porni cu, acest, cu această variantă și apoi vedeți ce mai adăugați pe el. E aproape sigur că România va câștiga această partidă. Trebuie să vă spun câteva lucruri din echipele, în cazul în care vom face performanță la acest turneu final, dintre echipele pe care, cu care ne vom lupta, avem așa, Norvegia, Franța, Rusia, Muntenegru și evident mai intră oricine altcineva în formă în momentul de față. Danemarca, Olanda, vom vedea cum decur lucrurile, dar în principiu cam ăștia sunt adversarii grei. Pe Norvegia o întâlnim chiar în grupa uh, preliminară, apoi vom vedea mai departe ce și cum. Uh, de data asta România vine la turneul final uh, cu, anumit, uh, cu un anumit echilibru și cu anumite uh, avantaje, cu anumite puncte forte, să spunem așa. De ce e diferită România de acum de alte turnee finale, spre exemplu Martin Ambrus? La al treilea uh, turneu, când uh, conduce Națională noastră pe, uh, de pe bancă. Uh, pentru că, și vă spun în cuvintele Cristinei uh, Neagu, este echilibrată pe posturi. Un mix bun între jucătoarele cu experiențe și cele tinere, și de asemenea, omogenitate. Pregătirea, spune Cristina Neagu s-a făcut uh, bine, sunt, e, era mulțumită de felul în care au decurs lucrurile. Și uh, de asemenea, Martin Ambros spune în felul următor, echipa asta nu are limite. Vom uh, vedea, pentru că uh, dincolo de o anumită valoare evidentă care există în uh, cadrul Naționalei României, uh, aici vorbim și de uh, cum să spunem dinamica de turneu, de starea pe care fetele o vor avea în momentul în care începe turneul. Rare ori se întâmplă ca o echipă să înceapă extrem de prost și apoi să devină din ce în ce mai bună și să câștige turneul. Foarte rar se întâmplă. În general, cam cum începe așa, ăla ești. Noi avem avantajul că începem cu un adversar ușor, cu Cehia, și uh, vom vedea mai concret uh, cât de bine se leagă lucrurile în uh, naționala noastră. Uh, mai, avem, uh, mai avem încă două aspecte pe care vreau să vi le uh, spun și anume... Spune Cristina Neagu, în grupa noastră Cehia și Germania sunt echipe cu care ne putem bate, împotriva cărora putem spune, putem câștiga. Așadar, Cristina Neagu vede ca accesibile aceste, aceste partide. Și un alt lucru destul de interesant, dar un subiect, este un subiect pe care eventual putem discuta cu altă ocazie. Din cele 16 echipe prezente la acest turneu final de campionat european, 15, deși este turneu feminin, au antrenori bărbați. O singură antrenoare este cea a Olandei, pe care este pe banca Olandei, Hele Thompson, fusta antrenoră de la CSM. E singura femeie selecționer de la acest turneu final. Ceea ce zic eu, nu știu cum aș proceda, nici nu știu hambal atât de bine încât să-mi dau cu părerea într-un mod, eu știu, extrem de eficient, da. Una peste alta, mie nu mi se pare foarte, foarte ok că din 16-15 din sunt bărbați. Poate, uh, inclusiv naționala noastră ar merita șansa unei, uh, unei foste handbaliste uh, care să conducă uh, tinerele noastre jucătoare la turnul final. Mă rog, vom vedea ce se întâmplă. Dați-mi voie să merg un pic pe Facebook uh, pentru că vreau să citesc câteva dintre mesajele voastre. Handbal, după părerea mea, e un sport foarte popular printre uh, oamenii care ne urmăresc pe noi și uh, sunt convins că... Avem uh, mesaje. Ia să vedem. Uh, <coughs> X pauză bate Juventus. Uh, se va încurca la eu cu Chievo. Ne scriu telespectatorii Fiorentina, Juventus 2 uh, solist Așadar, uh, nu avem prea multe mesaje legate de uh, neinteresa handball uh, Exact ce spuneam. Fanii noștri sunt uh, și fanii handball Hambalului, se pare că nu. Uh, <coughs> Victorie Barcelona, uh, mai avem aici. Uh, am pus pe ei bar, ne scrie cineva Chievo, o peste 2,5. E, o să vorbim de meciurile astea. Haideți să mergem mai departe, prieteni, și să luăm campionatele care ne-au mai rămas. E vorba de Italia și, de Italia și Anglia și să le uh, disecăm puțin. Etapa cu numărul 14 în uh, Premier League n-aduce cine știe ce derbiuri, dar sunt uh, partide interesante. Așa cum uh, probabil ați văzut, e parcă mai greu în ultima vreme să uh, câștigi la pariuri. Uh, sunt multe surprize și uh, nici nu mai știi. Parcă... Un pic te simți descurajat de aceste rezultate foarte puțin scontate. Noi încercăm să le driblăm într-un fel, să găsim variante mai simple. Iată, avem clasamentul din Premier League. Știți foarte bine cum stau lucrurile pentru că urmăriți la fel ca și noi această competiție. City la două puncte peste Liverpool, sunt cele două echipe neînvinse în acest sezon, urmează Tottenham, Chelsea, Arsenal, Everton și așa mai departe. Am ales câteva partide echilibrate din această rundă. Uh, cele dezechilibrate nu ne-au atras foarte mult, dar, uh, spre exemplu, la Crystal Palace cu Burnley sunt formațiile de pe locurile 16 și 17 din uh, campionatul Angliei. Aici avem uh, oaspeții, cel puțin trei cornere, o cotă de 1.40. După cum vă spuneam, încercăm să driblăm un pic uh, aceste uh, pariuri, pentru că ne-au... Uh, Uh, ne-au uh, derutat în ultima vreme, nu doar pe noi, cred că și pe noastră. Uh, Crystal Palace n-a mai câștigat de 8 uh, două partide, așadar uh, acolo uh, lucrurile stau extrem de prost. Cu toate astea, în ultima rundă a reușit să facă egal pe uh, terenul lui Manchester United Un uh, rezultat de moral Dar în continuare uh, e o echipă ineficientă în atac 0-0 la la uh, Manchester Și uh, problema uh, ofensivei rămâne uh, în continuare La fel de neplăcută E echipa cu cel mai slab atac uh, din campionatul Angliei Doar 8 goluri marcate și Huddersfield are tot 8 Dar <coughs> mai prost de atâta nu stă nimeni în Premier League de partea cealaltă, dacă, dacă Crystal Palace are uh, cel mai slab atac, uh, Burnley e echipa cu cea mai slabă apărare după Fulham. Fulham e, știm, uh, cea mai modestă, dar după aia urmează această Burnley, cea mai slabă apărare cu cel mai bun, cel mai slab atac. Și în condițiile astea nu riscăm, lași și încerca un X pauză sau final sau chiar X solist, dar pentru mai multă siguranță, pentru cei care se uită la noi pentru pariurile de siguranță, 1.40 zic eu că e un, o variantă bună. Huddersfield, că vor și de ei, joacă cu Brighton pe teren uh, propriu. Uh, aici uh, sunt locurile 15 și 12, dar atenție: Brighton uh, e o echipă care uh, detestă deplasările. O singură victorie în ultimele 20 de deplasări în Premier League. Așadar, unul cu handicap 0 s-ar putea să aibă logică, cu atât mai mult cu cât, probabil știți, Huddersfield are două victorii și o remiză în ultimele trei etape. Așadar, rezultate absolut fabuloase pentru această formație. Unul fără remiză, să vedem dacă i-a mai rămas un pic de uh, noroc lui Huddersfield, uh, ar fi un pariu bun. L-aș vedea de asemenea un sub 2,5. Leicester cu Watford, peste 9,5 cornere. E o cotă de 1,54, să vă spun datele acestei partide și apoi vom trece la al doilea calup din aceste partide. Așadar, Leicester cu Watford sunt două echipe care te duc cu gândul la un meci cu puține goluri de ce spun chestia asta? Pentru că ultimele 5 partide jucate de Leicester au fost sub 2,5. Adevărat, a și fost problema aceea cu accidentul și de atunci Huddersfield n-a mai părut să exceleze din punct de vedere al, al eficienței. Exact, mai avem încă un aspect sub 2,5 goluri din 8 din ultimele 9 deplasări ale celor de la Watford în Premier League. Este asta un un aspect de care trebuie să ținem cont și cred eu că dacă mingea nu va intra în poartă măcar cornere, am putea avea peste 9,5 cornere la o cotă de 1,54 prieteni. O să disecăm imediat și partea a doua a ponturilor din Premier League, dar după o scurtă, scurtă pauză. Ca să câștigi când pariez, ai nevoie de informații. Multe. De aceea eu pariez pe Netbet. Aici văd toate meciurile în direct și am informații la secundă. Ar mai fi fost un lucru să vi-l spun la Lester, am uitat de el. De când a promovat, Lester a bătut-o de figartă pe Watford pe teren propriu. Așadar, probabil, de luat în considerare și argumentul ăsta. City, Manchester City, joacă. Joacă cu Bournemouth pe teren uh, propriu. Vă spuneam că, în general, sunt meciuri echilibrate. Ăsta nu e echilibrat, este dezechilibrat uh, și uh, nu doar prin prisma eu știu, diferenței de valoare sau uh, a pozițiilor din clasament. Din orice uh, eu știu, considerente am judeca, uh, partida este extrem de dezechilibrată. E adevărat, o știm pe Manchester City, când se lumea mai dragă te scoate de pe bilet, dar să sperăm că lucrurile nu vor sta așa, mai ales după ce în mijlocul săptămânii a remizat cu Lyon 2 la 2. Cei de la Bournemouth traversează o perioadă grea pentru că în ultimele trei runde n-au luat niciun punct. E adevărat, au avut și adversarii foarte complicați, doi dintre ei, ca cu United și Arsenal și au pierdut. De asemenea, au pierdut cu Newcastle, ceea ce nu are nicio scuză, dar e adevărat ghinion curat în momentul în care după United-Arsenal în două din ultimele trei etape, acum o întâlnești pe Manchester City, echipa cu cel mai bun atac din campionat, 40 de goluri. Așadar, probabil va acoperi handicapul ăla de minus 1 în prima repriză, dar atenție, noi pariem City să conducă la cel puțin două goluri la pauză, dar dacă conduce la un singur, luăm bani înapoi. Asta înseamnă handicap asiatic, minus 1. Și de asemenea, 2-0 scor corector când în meci o cotă de 1,44. 44 Chelsea Fulham, gazdele să dea maximum 4 goluri. Teoretic, știți ce vă spuneam, Fulham echipa cu cea mai slabă apărare, dar în același timp, runda trecută a debutat la Fulham Ranieri și a debutat cu gol. Cu, pardon, cu victorie 3-2 cu Southampton, e adevărat și adversarul a fost de așa natură încât să ai un debut fericit, dar pentru echipa londoneză, pentru Fulham, e un rezultat nemaipomenit, pentru că în sfârșit lucrurile acolo par să înceapă să funcționeze. Mitrovic, două goluri și un, un, om important la Fulham, dar, nu are neapărat legătură cu uh, pariul nostru. Noi spunem așa, Chelsea să marcheze maximum 3 goluri în această partidă, cota e bună 1.50, pentru că, așa cum uh, probabil ați remarcat, jocul lui Chelsea a început din nou să scârție La Chelsea uh, e ca o bicicletă din aceea care are uh, lanțuri ruginit. Merge un pic, să mai oprește, mai merge un pic, să mai oprește. Cam, cam așa stau lucrurile la această etapă. E adevărat, e o echipă bună noi, al doilea atac din Premier League la egalitate cu Arsenal după Manchester City, are 28 de goluri în cele 13 etape disputate, însă în, exceptând partida de Europa League câștigată fără probleme, au avut 0-0 acasă cu Everton și 1-3 în campionat pe terenul lui Tottenham, așadar nu e foarte în apele ei Chelsea, probabil vom, avea din nou o partidă destul de strânsă. Fulăm e bună din punct de vedere ofensiv, dar în continuare modestă în, în apărare. Dovadă stând și cele două goluri marcate de Southampton în victoria cu 3 la 2. Mai avem Newcastle West Ham peste 1,5 goluri, aici este o cotă de 1,40 și Arsenal Tottenham sub 1,5 goluri în prima repriză. Uh, Tottenham e singura echipă fără remiză în uh, acest campionat, așadar X pauză sau final sau X final mai degrabă un pariu de încercat. Uh, Liverpool-Everton, iată derby în uh, orașul uh, Liverpool, gazdele peste 5,5 cornere, adică Liverpool să aibă cel puțin 6 cornere și sub 5,5 cartonașe în meci, o cotă de 1,46. Uh, ce e de aici? Că ultimul derby disputat pe terenul lui Liverpool, pe Anfield, s-a încheiat fără niciun fel de cartonaș galben. Așadar, probabil sportivitatea din Premier League sau, eu știu, arbitrii mai bătrâni care nu văd bine, a făcut ca, aceste lucru au făcut ca Partida aceea să fie fără cartonașe, să o fi instalat o tradiție între timp. Oamenii sărbătoresc, și probabil că nu va fi un meci chiar atât de dur încât să se dea șase sau mai multe cartonașe. În privința lui Liverpool am de făcut o mențiune. Liverpool e o echipă bună de teren propriu, însă mai puțin bună în deplasare. De data asta joacă acasă, așadar aici n-ar fi probleme, însă ceea ce șochează, să spunem așa, pentru că vorbim de finalista a Ligii Campionilor, este că echipa Pare să fie alta decât cea din ediția trecută de campionat. Și aici nu mă gândesc doar la, eu știu, imaginea de ansamblu sau doar la un jucător anume. Mă gândesc la absolut aproape orice detaliu de care, poate, de care se poate vorbi. Uh, Salah nu mai are exuberanța aia. Salah era genul de jucător care, într-o fază oarecare, venea cu o năstrușnicie, venea cu o chestie care, uh, la care numai el se gândea și te surprindea și vedeai un joc frumos care eh, nu mai are prospețimea nu mai are uh, creativitatea. Și chestia asta se vede în teren uh, și influențează relațiile cu ceilalți jucători de, din, din, echipă. De asemenea, jucătorii nu-și mai pasează mingea, nu mai sunt la fel de atenți, nu mai sunt la fel de conectați unii cu alții. Una peste alta, în ciuda faptului că ne învinsă până acum în cele 13 etape și în ciuda faptului că are un start de sezon fabulos, aș spune. Liverpool e sub Liverpool de, din ediția edi 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 trecută. Mă rog, problema lor. Am vrut să punctez. În seria, prieteni, avem clasamentul. O să-l vedem pe ecran. Iată, Juventus, lider, autoritar, nici nu contează în momentul ăsta cine va câștiga campionat. Pentru că se știe răspunsul la această întrebare Napoli, 29 de puncte Inter, 28 Și apoi o mică fractură Lazio, 23 Milan, 22 Parma, dacă vă vine să credeți Este a șasea clasată cu 20 de puncte E bine, Sassuolo, Udinese Iată un match uh, interesant uh, Sassuolo E o formație pe care până acum a pierdut un singur meci acasă. E vorba de cel cu Milan. În rest, trei victorii și două remize. Probabil în fața unui udineză destul de accesibil. Sassuolo are șansa la victoria. Probabil vom vedea și ceva goluri aici. 2-5 goluri în meci, o cotă de 1 -50. La Milan cu Parma mă aștept la victoria formației gazdă, poate chiar la scor. Totuși, milanezii au o problemă. Faptul că sunt, e o echipă care primește cam multe goluri. Parma, jumate din câte Milan în momentul de față, așadar mă bazez pe o victoria gazelor, dar poate și un meci cu goluri, 2 patru goluri. Torino, Genoa. Genoa vine după un foarte bun derby cu Sandoria, un derby al orașului. 1 la 1 s-a a dominat întâlnirea respectivă. Merge la Torino. Torino nu e chiar în apele ei în momentul de față, nici pe teren propriu nu prea dă satisfacție și Tocmai de aceea încercăm, oaspeții marchează Chievo Lațio! e, după cum știți, o echipă care adună toate atributele negative care pot fi uh, atribuite cuiva și anume uh, sunt fără victorie în acest campionat, au doar patru remize în 13 etape, au cea mai slabă apărare, cele mai multe înfrângeri și uh, lucrurile pot uh, evident fi detaliate. Doi solist o cotă de 1.50, Roma-Inter ambele marchează, GECO totuși e incert, nu se știe dacă va juca în tabăra romanilor. Aici ar fi o uh, problemă și mai avem un Atalanta Napoli 3 plus uh, la o cotă de 1.71. Uh, Atalanta al treilea atac din seria după uh, Juventus și Napoli la egalitate cu Inter. adevărat 25 de, de goluri dar al treilea atac din seria, ceea ce nu-i puțin. Mergem mai departe, v-am pregătit un bilet, prieteni. Haideți să-l uh, vedem chiar acum. Dacă intrați pe site-ul nostru, pariorul 1 x să vedeți acolo știrea cu acest bilet, aveți explicații, aveți scotele și ponturile. Noi doar îl trecem în revistă acum, adică doar îl prezentăm așa, dar nu vă spunem, e secret, trebuie să intrați și pe site să vedeți mai detaliat, iată meciurile alese, Werder Bremen cu Bayern München. vă spuneam, Bayern are victorii pe linie în fața lui Werder Bremen în ultimii ani, partida de la campionatul european de handball, Arsenal-Tottenham derby în Londra, Leipzig-Gladbach, partida interesantă din, din, din Bundesliga, Liverpool-Everton, derbiul orașului, Real Valencia și Roma-Inter finală 10 și 18. Haideți să vedem dacă o să avem sau nu noroc de data aceasta. Mergem mai departe, vedem și câteva cote ceva mai ridicate. Celta <fie> Huesca, gazdele să marcheze 2-3 goluri. Nu știu cum se face, dar mereu la, acest, la această rubrică avem o inspirație aproape diabolic. Așadar, gazdele 2-3 goluri, Maritimo, Setubal, ambele marchează și 3+, plus, e 2 70 aici și pentru 3,50 la FCSB Mediaș, gazdele să câștige la exact un gol, diferență Astra, Botoșani, X și o cotă de 3 și 15. Asta ar fi cotele ceva mai mari. Se poate face și un bilețel, cerem 3 din 4 și uh, sperăm să câștigăm. Pentru că vine weekendul, așa cum știți, urmează sâmbătă, duminică și luni, pentru că abia luni seară mai avem uh, emisiunea următoare, v-am pregătit câte un bilet în cotă 2. Haideți să vedem chiar acum care sunt aceste 3 bilete. Pentru sâmbătă, prieteni, avem uh, Bremen cu Bayern peste 2,5 și 1,43. Păcat că sunt cote chiar atât de mici, fiindcă Uh, ar, fi meritat, uh, ar fi meritat, mai mult și uh, Real madrid Valencia o aspeție, cel puțin trei cornere, o cotă de 1.40. Duminică un alt bilet, Liverpool Everton sub, 3, sub 5.5 uh, și Leipzig Gladbach peste 1.5 și Roma Inter peste 1.5, cota finală e 2.03, iar uh, luni Nuremberg Lever cu oaspeții cel puțin 4 cornere, pardon. Nuremberg, uh, pardon, West Brom, Brentford 1X și Astra, Botoșani, oaspeții să aibă cel puțin uh, 3 cornere. E, cam astea ar fi biletele noastre pentru weekend, le găsiți și pe site, începând de mâine. Haideți să vedem restul ofertei. o să rulăm pe ecran aceste ponturi pe care vi le-am pregătit. Iată, puteți să le notați. Evident, știți că emisiunea noastră este înregistrată și postată pe canalul nostru de YouTube. De asemenea, o găsiți pe pagina de Facebook, acolo unde ea rămâne de fiecare, de fiecare dată. Sunt ponturi pe care le încercăm din diferite campionate, din diferite uh, competiții și colegii mei specialiști în uh, aceste campionate, sunt oameni care urmăresc și știu tot ce e acolo, sunt uh, în măsură să uh, vină cu astfel de propuneri. Atât pentru această seară. Ne revedem luni, o noapte liniștită, baftă la pariuri. Acest program va a fost oferit de Unibet. De la jucători pentru jucători.